I don't see without my glasses. Da, ah, ține-o pe Ana de mână ca să ridice tati capacul să putem umbla. Uite, aici două albinuțe au obosit, au venit de la polen. Așa. Cum iernăm? Capac, cartonul și folia. De ce? Trebuie și folie și, carton. Bună întrebare. Cartonul preia umiditatea deasupra de folie. Uite, la celan nu l-am pus, o să punem cartonul. Albinuțe, tati. Pune, tati, folia aici. Da? Bine, să te dai în spate pe partea aia. Ana, uite aici, multe albinuțe, uite. Bun, vreau ce să văd. Multe albinuțe, da? Mai poți ridica da? Și pe mine? Da, te pot ridica și pe tine. Uite, multe albinuțe. Wow, aici de ce ai pus așa multă mâncare la ele? Ca să pape, tati, deci multe albinuțe. Da? Aici iar familia aceasta a fost... Da, Ines, dă-te puțin, tăci acolo, Ines, tu. Așa, super, bravo. Așa, aici, aici, Ines. Așa. Asta a fost... Dacă asta o vreme a fost familia de mamă, asta a fost familia de tată. Și aici matca este foarte... în vârstă. Da, are trei... Nu, tati, nu, uite, multe albinuțele. Ai pus mâna pe albinuță, bravo, Ana! Bravo, ce pui și eu! Cealanta a păpat hrana. Deci aici a păpat hrana, aici am pus mai mult. De da? Ce? Păi am considerat că asta e mai puternică, sunt două corpuri de multietaja de albină. Se vede, două. Da? Și am considerat că e mai puternică și, în felul ăsta. Da. Și la fel, asta, aceasta este structurată la fel cu hrănitor, cu căzire, care încă nu e activată. Nu, nu, că dă coacul. Te înțeapă dacă apăși tare cu ea. Îi facem doar așa lelelele. Nu dăm, nu o punem tare pe ea. Dacă apăși tare pe ea, se supără. Da? Ai văzut? Păi, da, poți să pui, dar nu apeși pe ea, că atunci crede că e agresată. Pui degetul așa și ea vine și te miroase. Și te mângâie. Vezi, te-a mângâiat cu antenele, te-a văzut că nu ești fetiță rea. Dacă ai fi fetiță rea, te-ar fi înțepat. Și acum vine pe mâna ta și se joacă. Da? Nu, 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 nu la fund, la ochișori. Da, la ochișori. Că dacă apeși pe fund, ea are ac și face puc, te înceapă. Da, și are și venin. Ce înseamnă venin? Venin. Albinele se apără, în acul lor au venin. Vezi? Deci așa, de ele vin, zbânde, vin pe mâna ta. Da? Nu știu de ce mie mereu mie soarele în ochi. Păi te iubește soarele, de aia îți vin în ochi. Vrei și tu bâz-bâz? Hai bâz-bâz, vino la tate, vino la tate să mergi la Ana. Vrea și Ana bâz-bâz. Vezi, bâz-bâz. Așa, tate, ții mâna. Nu, nu apeși, tate, lasă, ții mâna aici să vedem. Nu, nu apeși, la. Lasă mâna liberă la tate. Nu face din degete, să nu se supere, gata. Asta a fost, copii. Mai putem vrei și tu, uite ce le-am sfârșit cu... Da, Ana? Dar de ce nu mai vine? Păi numai, că te-au mirosit, ți-au văzut cine ești. Am văzut că ești Ines, da? Ține-o pe Ana de mână. Că dacă desfac acum pică mâncarea, că ori păpas hârtia și nu... Nu. Ana, nu au ieșit ca să o dai jos. Nu. Ia-o pe Ana și du-te încolo ca să dăm jos. Nu vreau. Pune pune-o capacul. Bâz-bâz, uite-te la ele. Dacă dai jos masca, nu mai vin bâz-bâz la tine. Și tu vrei bâz-bâz, da. Și Ana vrea bâz-bâz. Copii, dați-i și Ana bâz-bâz. Hai să dau și tu un bâz-bâz, da? Martin, cartoanele alea. Da. Da, sunt foarte bune. Așa. Dincolo de cutii de box, sunt foarte bune pentru a pune la iernat aici. Nu, da. Nu mai vrea niciunul. Deci asta este familia 19. Anul acesta, undeva în 15 iulie, primește altă regină. Cel târziu 15 iulie. Regina asta și-a făcut treaba și nu mai poate mai mult de atât. Cele două regine mă bucur că au trecut iarna și le mai pot utiliza în a obține trânturi de la el. Da, tati, bâz-bâz, punem capacul și ne uităm la bâz-bâz cu atenție. Fetele, ne închidem casa acum, da, bâz-bâz. Și deschizi altă casă? Nu mai deschidem altă casă, punem capacul aici. Aici o mucigăi de la condensul care se face. Poate să mă da, ne jucăm cu albinele. Mergem la altă familie. Dați mâna la tata. Yay.
țineți-vă voi două de mână și ne ducem în spate, aici, la niște roiuri. Da? Acum o iubești pe el. O iubești? Da, dincolo de punct care e inutil. Hai la Albinuță, hai la Albi. Și pe Daniel, okay, cu Cosmina se joacă. Aici, la fel, un roi, la care am pus și lui hrană. Da? Aici, de ce nu ai pus folie? Da, Ana, Ana, pui mâna frumos și pui lele-lele. Avem folie, Ines, avem folie aici. Da? Da, și la fel roiul. Asta e pe două corpuri. Tati. Și, da, tati. Aici am jumătate la albi. Stai, Ana, Daniel, Ines. Ia mâna. Ai o albinuță pe tine. Tati. Da, tati, ai răbdare, puiul. Vrei și tu. Uite, Ana, uite, am pus familia așa să ne uităm la ea pe aici, da? Acesta este roi, uite aici albinuțele, da? A, nu, Ines, asta că iau fumul, dăm puțin cu fumul, nu puneți mâna că acum, ele sunt supărate că am umblat în cutie. An, Ines, Ana, la parte. De ce dai cu fum? Că sunt supărate că l-am desfăcut cutia. Da. Le-ai împărțit-o? Da, da. Ele? Guango! Gata. Da. Tati, poți să omori guanga? Ăsta e un roi. L-am trecut iarna și aici mai avem un alt roi. Mergem la alt roi să mai vedem un roi. Ăsta a fost trecut așa pe 4 ani de multietaj. Ana, hai la albinuță. Hai la albinuță. Uite aici, albinuță e. Tati. Aici este un alt roi. Ia-o pe Ana de mână, Ines. Treaba ta, soțită, Ana, de mână? Hai, nu vrea de mână. Hai, Ana, nu vrea. Da. Ana, dă brațe la tati. Cred că s-a speriat albinuța. Așa. Nu ai mască, ia-ți mască, prietene. Tati, am găsit o râmă. Ei, bravo, Daniel a găsit o râmă. Prima lui râmă din viață. Vino, te rog. Nu apăsa pe ele că te face ceapă. Nu apăța pe ele. Dacă te înțeapă. Da? Acestea au trecut iarna pe jumătăți de multietajat. Și acesta și acela au iernat singulare în propria lor cutie. Da? Sunt roiuri care au trecut iarna pe două structuri, 4 rame jos, 5 rame sus. Și aici a avut 5 rame jos și 7 rame sus. Nu, ai venit că mi-e o pică de rămân. Da. Am o idee! Tati, știi ce? Da, urâtă e. E urâtă, urâtă, da, urâtă. Am o idee! Și ne oprim cu experiența noastră aticul aici, că a venit Kevin. Și să vorbim cu Kevin. Așa, punem aici frumos capacul. Capacele astea sunt ușoare, le zboară vântul. La vânturile care le avem aici. Și atunci folosim ele o țiglă. Așa. Punem afumătorul la locul lui. Și gata. Ai găsit o râmă? Bravo, Daniel! Mulțumesc frumos, Martin! Așa, să se vadă și Martin în filmuleț. Martin, tu n-ai spus nimic. Cum a fost vizita stupină? I've been talking. I've been keeping quiet and trying to see without my glasses on. So. Yeah. Yeah, but no, I love the bees here. I do. I have no fear of them at all. Yes. And this is second experience. Yes, second experience. We have with Yonel. About 3 years ago, we went to see all the hives in oilseed rape field and. Today we've got a late spring, so there's no nectar for the bees to collect. So we've seen lots of cells made ready, but no honey today. It's a late start to the year. Martin, thank you very much. Okay.